seara, așa cum vă spuneam puțin mai devreme, deschidem ziua de astăzi, a doua zi de târg, joi 15 noiembrie, aici la Târgul de Carte Gaudeamus, cu un nou eveniment la standul editurii Herald. Este vorba despre Ramana Mahar și Înțeleptul de la Arunachala. Cărțile pe care le puteți vedea pe măsuță, cele două cărți despre care, cele două titluri despre care noi vom vorbi, și place să spun că există o colecție, sau mai bine spus o serie de autori, Ramana Maharshi. Am să amintesc și celelalte două titluri. Este vorba despre Fii ceea ce ești și Imortalitate conștientă. Invitații noștri din această seară, care ne-au onorat și ne onorează cu prezența domniilor sale, doamna Elena Popescu, care s-a ocupat de aproape de prima ediție Înțeleptul de la Arunachala. Domnia sa este poetă, traducătoare, profesor universitar, doctor. Doamna Simona Grația Dima, poetă, eseistă, critic literar, traducătoare de asemenea și cunoscătoare a operei lui Ramana Maharshi. Și nu în ultimul rând, prietenul, aș putea spune, prietenul nostru al editurii Herald, colaborator apropiat și alături de care am realizat lucruri foarte frumoase în acest an, Marius Vornicescu, instructor de yoga, scriitor. Vă mărturisesc că aseară împreună cu Marius Vornicescu am fost la un post de radio aici aproape de noi, la Smart FM, și împreună cu prietena noastră Andreea Ionescu am vorbit despre cele două cărți prezentate în această seară, Cine sunt eu și Înțeleptul de la Arunachala, despre opera și personalitatea marcantă a lui Ramana Maharshi. A fost o emisiune atât de intensă și de interesantă, de frumoasă, încât am depășit spațiul de emisie cu jumătate de oră. Deci atât cât de captivant este să vorbești despre Ramana Maharshi. Prima întrebare pe care aș vrea să o adresez doamnei Elena Popescu, datorită efortului dumneavoastră îndelungat, iată, lansăm azi o nouă ediție a lucrării Înțeleptul de la Arunachala, considerabil îmbunătățită și foarte bine structurată, a unui, putem spune, magnum opus a marelui înțelept al Indiei și al lumii, care este, bineînțeles, Ramana Maharshi. Vorbim despre el la prezent, întrucât o ființă care a atins desăvârșirea, ca să nu îmi vine să spun perfecțiunea, dar care a atins desăvârșirea, este o prezență vie și permanentă printre noi. Înainte de a discuta despre cartea propriu-zisă, vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre această calitate a prezenței, a condiției de martor, către care ne direcționează, bineînțeles, din punct de vedere spiritual, metoda spirituală a lui Ramana Maharshi. Vreau să aduc unele precizări față de prezentarea făcută. Este vorba aici de structura cărții, care este aceeași cu cea din prima ediție, doar că la ea s-a adăugat în interim și un glosar, care și atunci erau pregătite, doar că timpul nu a permis, pentru că trebuia să iasă cartea într-un anumit timp și într-un anumit termen, și atunci nu au fost introduse, acum au fost introduse. Între timp au trecut, deci, 20 de ani în care cartea a fost citită, unele observații privind anumite formulări sau sugestii mi-au fost transmise. Chiar aici este prezent unul dintre foștii noștri studenți, al soțului meu și al meu, soțul meu fiind cel care a văzut, a verificat întreaga traducere, și cu care este vorba de Nicolae Popescu. Este unul din cei mai mari matematicieni ai acestei țări, socotit poate că cel mai mare, dar cunoscut și în alte
zone în specialitatea lui din această planetă, să-i zicem, dar un om care avea o cultură cu totul deosebită și se puteau discuta cu el tot felul de lucruri, fie că țineau de literatură, de istorie, de spiritualitate, un om care avea o cultură autentică, deci nu acea însușire de cunoștințe pe care le găsești prin cărți, ci acea înțelegere a naturii umane care se răsfrânge prin orice cuvânt, gând și activitatea unei persoane. Acest lucru, sigur, mie mi-a ajutat, pentru că chiar de la prima ediție ea consider că a fost o realizare importantă. Dar vă spun, de-a lungul acestor 20 de ani care au trecut, s-au mai făcut unele îmbunătățiri, în sensul că poate reformulări, poate au mai scăpat unele mici erori de tipar care s-au rezolvat mai simplu, ceea ce face ca acum se poate spune că această ediție este o ediție revizuită și adăugită, la care deși a completat cu acel index, cu acel glosar, ediția precedentă. Legat de ceea ce a însemnat Ramana și ce ar putea să însemne pentru fiecare dintre noi, acest lucru nu se învață din cărți, dar poți, studiind, să încerci să depășești pragul acesta imediat, acest text care îl ai în față, deci aparență care noi încercăm să o depășim, înțelegând mai mult decât ceea ce apare la prima vedere, făcând eforturi suficiente, necesare și cu foarte multă hotărâre și seriozitate, este posibil să ajungi să înțelegi mai mult despre ceea ce poți citi într-o carte și depinde doar de tine să reușești. Dacă ne referim la prezența unui maestru în viața unui om, aceasta nu este neapărat fizică. Este o prezență care se manifestă în viața ta, în ceea ce crezi că ar fi viața ta, pe care trebuie să faci efortul să înțelegi ce înseamnă de fapt viața ta, ce înseamnă viața în general și ce înseamnă esența care se află în tine. Adică să ajungi să te cunoști. Nu știu dacă am răspuns, dar cât de cât. Mulțumim mult, doamna Irina Popescu. Doamna Simona Grația Dima, vă rog să ne spuneți din postura de traducător, pentru că și dumneavoastră ați tradus din Ramana, câteva cuvinte despre relația dumneavoastră cu Bhagavan. Ce înseamnă pentru dumneavoastră Ramana Maharshi și calea sa, bineînțeles? Este întotdeauna o bucurie să vorbesc a doua oară când vorbesc despre Ramana, despre și Ramana Maharishi. Într-adevăr, am tradus și eu de altul postol o carte despre cunoașterea sinelui. A apărut tot la Editura Herald, tot în această serie foarte frumoasă dedicată lui Sri Ramana. Eu aș spune că relația fiecăruia cu Ramana trebuie să fie una transcendentală, deci nu este o relație în plan omenesc, nu e o relație personală, este o relație foarte adâncă, pe care poți să o simți ca o lumină ce te conduce spre propria natură. Citindu-l pe Ramana, în cazul meu a fost o întâmplare foarte fericită. De la ashramul din India mi-a venit direct printr-un mesager acea carte pe care am tradus-o ulterior. Citindu-l, eu cred că
te convingi de faptul că Sri Ramana a găsit calea, într-adevăr, spre natura reală a omului. El a statuat mereu în discursurile sale, în cărțile sale, deși nu propriu-zis el le scria, dar au fost înregistrate ca atare de o mulțime de discipoli. A statuat mereu diferența între lumea vizibilă, între tot ceea ce putem vedea, auzi, cunoaște, dar care, realitate care aparține totuși ego-ului, fără să fie ireală, dar totuși o realitate suspendată între stările diverse mentale ale omului, între cele de vis, între cele de veche, deci o stare amestecată și realitatea supremă. Așadar, există această diferență între realitatea relativă. În limba tamilă, el spunea sutaribu. E un cuvânt din tamil, nu e așa de important, dar tot ceea ce se vede este doar o fărâmă, spunea Ramana, din bogăția inefabilă a lui Dumnezeu, care este practic infinită. În schimb, natura reală, atunci când omul ajunge să-și o cunoască, este chiar sursa. Așadar, nu poți să spui, să ipostaziezi ceea ce vezi ca fiind Dumnezeu, pentru că are o realitate, da, tranzitorie. În schimb, fiind centrat în sursă, vei avea înțelegerea corectă. Prin aceasta, sigur că e un întreg sistem filozofic, dar în cadrul lui Sri Ramana nu este vorba de un sistem filozofic, ci de o experiență revelată, care a fost revelată de vârsta de 16 ani și pe care el și-o atribuie unei foarte bune pregătiri încă din trecutul ancestral pe care l-a trăit. Deci, fiind în această postură, de-abia atunci omul poate judeca într-adevăr ceea ce îi se întâmplă și poate avea o înțelegere a vieții. Așadar, este, putem spune, nu o doctrină, este o revelație și aparent are un caracter hermetic, însă nu este așa, pentru că Sri Ramana este un înțelept de o uriașă generozitate, care spune că fiecare om este această infinitate, fiecare om are o sursă divină, depinde de el să-și o conștientizeze. Dar el nu vorbea de rău de absolut nimeni. Deci, chiar când unii discipoli criticau pe diversi oameni aflați în jurul așramului, care erau recunoscuți prin ceea ce lumea socotea ticăloșie, răutate, el avea un cuvânt bun de spus despre absolut fiecare. Unul era vretnic, chiar dacă era criminal, fiindcă iubea florile, celălalt pentru că își spăla foarte atent îmbrăcămintea, era întotdeauna albă. El considera că, desigur, fiecare are o minte mai încetoșată, mai aglomerată de reziduri, însă dacă și-ar curăța-o, ar fi perfect. Deci el avea în vedere mereu perfecțiunea din om, făcutindu-i pe toți ceilalți, de fapt, egalii lui. Și doar manifestarea în planul vizibil nu era chiar atât de bună. Dar el avea mereu în vedere acest plan al naturii intime, al naturii supreme a omului, care, spunea el, este realitatea lui. Pentru că am menționat puțin mai devreme faptul că doamna Elena Popescu s-a îngrijit de această ediție Înțeleptul de la Runaceala, să menționăm și faptul că cea de-a doua carte, cel de-al doilea titlu, Cine sunt eu, Ramana Maharshi, are traducerea din limba engleză a doamnei Viorica Weissman. Următoarea întrebare aș adresa-o lui Marius Vorbicescu. Ne bucur, așa cum am spus la începutul acestui eveniment, de prezența ta la această lansare de carte, la această dublă lansare de carte a editurii Herald.
cu care atât ca practicant și căutător între ale spiritului, cât și ca profesionist de media, pentru că de-a lungul și anul trecut, dar și anul acesta, noi am realizat multe ediții ale emisiunii Știința Sacră de la 6TV, de la televiziunea 6TV, cu foarte multe subiecte interesante pe zona de spiritualitate. Am avut în ultima vreme, cum spuneam, o interacțiune constantă, pentru că Te Știu a plecat în special asupra aspectului practic. Intru direct în subiect și te întreb în ce constă metoda lui Ramana Maharshi, care este mecanismul utilizării întrebării cine sunt eu? Aș putea vorbi despre Ramana de când? Deci dacă ar fi să fac o prezentare de carte în stil Ramana, n-a spune nimic, dar de dragul de a discuta și de a înțelege un pic și rațional și a implica și aspectele mentale, voi explica un pic, așa cum am înțeles eu, metoda lui, care se trage foarte mult din Advaita. El rezona foarte mult cu acest stil. Întrebarea cine sunt eu, cred că l-a consacrat și această metodă printre felul lui de a fi, dar pentru cei care încă nu i-au citit opera și pentru cei care nu mă cunosc, atunci când eu găsesc o carte foarte bună și foarte interesantă și cu foarte multe informații pentru sufletul meu, o subliniez și mi-au notite și de obicei cărțile de la Herald arată cam așa. Da? Super subliniate, cu notițe. Acum, ca să mergem mai departe cu metoda cine sunt eu, metoda este în sine foarte, aparent este foarte simplă și nu este o întrebare care se adresează mentalului, este o întrebare care se adresează esenței, sinelui. Bineînțeles că prin întrebarea cine sunt eu, Raman a încercat să elimine toate etichetele pe care noi ni le punem, de funcție, de nume, de rang, de avere, și cel mai mult el insista pe a nu ne identifica cu mintea și corpul nostru. Pentru omul modern este destul de ciudat să-i spui nu te identifica cu trupul tău, pentru că aparent noi suntem trupul, dar Ramana a mers destul de adânc în a de tot chestiona Atma Vichara, cum îi spune el, în a tot intra pe această întrebare și de a fi consecvent, pentru în prima fază mintea dă tot felul de răspunsuri și e un prim pas, dar nu răspunsurile venite din minte sunt cele pe care le urmărea Ramana, și acea experiență care se revelează și care vine dintr-o profundă căutare, dintr-o profundă punere a acestei întrebări, și nu din minte. Destul de des el a fost întrebat de oameni cum pot ajunge prin punerea acestei întrebări la esență, pentru că de multe ori nu reușeau, mintea intervenea pe parcurs și gândurile la fel. De multe ori Ramana spunea și era destul de ferm pe poziții, le spunea exersează și fii consecvent în toată practica ta. Important era să spui întrebarea din interior și nu ca această comparație de a nu repeta această întrebare mecanic. Este exact ca o rugăciune în spațiul creștin, dacă este spusă mecanic și doar din gură sau doar din minte, rămâne la un nivel superficial, așa și întrebarea.
întrebarea cine sunt eu, dacă este spusă din minte, se duce până într-un punct, dacă este spusă din interior, din străfundul inimii, din Atman, spun indienii, capătă altă conotații și se revelează la un alt nivel. Ideea era de a fi consecvent în practica asta și autentic. Știu că mi-aduc aminte că aseară la emisiune chiar ai pomenit niște povestioare pe care Ramana le-a avut cu, hai să nu le spunem discipoli, dar cu oameni care au venit și au pus această întrebare, cine sunt eu, și el le-a răspuns foarte frumos și foarte plastic. Adu-mi aminte că am spus multe, am citat foarte mult aseară din Ramana. Era ceva la modul persoana respectivă îl întreba cum își poate găsi sinele, cunoașterea de sine, cine sunt eu, și el venea cu niște întrebări din două, trei cuvinte. Cel ce pune întrebarea știe cine este. Da, mi-am notat aici undeva. Mi-a plăcut foarte mult Ramana, așa cum și Paramahansa Yogananda face multe trimiteri către Biblie, că din toate marile religii, el găsește în Biblie definiția lui Dumnezeu, care el o consideră cea mai potrivită. La la ieșire, capitolul 3, versetul 14, spune acolo: eu sunt cel ce sunt. Dumnezeu îi spune lui Moise: eu sunt cel ce sunt. Lui Ramana această definiție îi se pare ideală. Și mi-a plăcut că a făcut această trimitere. De asemenea, mi-a plăcut că Ramana nu a încercat să impună un stil, o dogmă, o tehnică, cu toate că aparent să spui mereu întrebarea cine sunt eu poate părea o tehnică, și de-a lungul el a tot descris câteva tehnici de yoga și de pranayama, accentul cădea preponderent pe această introspecție la care el tot insista. A lăsat oamenii liberi, nu a forțat pe nimeni să vină, să fie elev. N-a gonit pe nimeni, absolut a acceptat pe toată lumea, și faptul că a dat libertate fiecăruia de a înțelege mesajul așa cum putea, la nivelul la care era. Gândiți-vă că veneau foarte mulți europeni și foarte mulți americani, oameni de știință, oameni cu un mental foarte puternic, o cogniție peste media, și se așteptau de la Ramana să le dea răspunsuri cu liniuță, așa cum suntem mulți dintre noi obișnuiți. Iar Ramana le răspundea prin tăcere, șocându-i pe unii, dar convertindu-i în ghilimele în timp pe mulți dintre ei, așa, iar celebru este Paul Brunton, care a scris și India Secretă. Cred că a fost un PR foarte bun Paul Brunton cu acea carte pentru Ramana. Mulțumesc, Marius Vornicescu, doamna Elena Popescu. Aș vrea să discutăm puțin despre lucrarea Înțeleptul de la Arunachala, despre importanța ei între celelalte lucrări ale lui Ramana Maharshi și despre provocările cu care v-ați confruntat dumneavoastră eventual în acest proces de a traduce în limba română acest vast text. Am primit de la Ashram Ashramul care poartă numele acea carte și încă alte câteva cărți cu rugămintea de a le traduce. Am tradus această carte care a apărut inițial, aceasta este ediția de acum 20 de ani, este în două volume. Asta este primul volum, acesta, și acesta este volumul 2. După care, de fapt mai înainte, tradusesem Introspecția. Așa m-am gândit să-i dau titlu. Așa, traducerea directă ar fi fost Cercetarea sinelui. Mi s-a părut că este mai pregnant, să-i zic așa. Și așa a rămas. Introspecția era o
broșură, o carte mică, foarte concentrată, scrisă la vârsta când alții adolescenți își trăiesc altfel de momente, dar el era pregătit și putea să concentreze în aceste răspunsuri, de fapt, ale unor întrebări care i s-au spus cu privire la niște probleme foarte grele, profunde despre existența însăși. Și acea carte a apărut în 1993 la editura Axis Mundi, după care au fost acestea, deci primele volume care au apărut Înțeleptul de Rarul Naceala, Povorbirile. Mai târziu am reeditat introspecția împreună cu poemele lui Ramana, tot așa, poeme pe care le primisem cu ceva timp în urmă și au ajuns, s-a creat momentul potrivit pentru a le traduce și publica în editura Asociației Literare Ție. După care, sigur, au mai fost și alte traduceri. Acum, recent, împreună cu o doamnă, Geta Thierry, am tradus Peria Puranam, este socotită în zona Indiei de Sud, a cincea Veda. Este prima carte care a creat un impact deosebit asupra lui Ramana, în momentul în care a fost mic, tânăr fiind, cred că avea 16 ani, nu-mi dau seama, poate mai puțin, a fost prima carte care l-a frapat și care a avut rolul ei. Acea carte tratează viața a 63 de sfinți și vaiți. Această carte și ea se va lansa la târg mâine la ora 3, la editura Vidia. Pentru că e o carte care tot așramul lui Ramana ne-a furnizat-o pentru a fi tradusă. Acum, revenind la impactul pe care l-a produs inițial cartea India Secretă, că de acolo a pornit totul, din ce eram studentă. Paul Brunton a scris cu foarte multă, sau inspirat, dacă vreți, această carte, în care a pus în evidență câteva aspecte privind aparența fizică a lui Ramana, care și asupra lui a exercitat un efect, cum să vă spun, enorm pe moment. Sigur că el după aceea a mai fost și la alți maestri, a scris și despre alții, dar întâlnirea cu Ramana a fost deosebită și pentru el și pentru cititorii de mai târziu, de acolo de unde a scris-o sau din altă parte, cum au ajuns și noi să o citim, și pentru unii dintre noi a avut un impact deosebit, pentru că au aflat despre acest înțelept, care el nu se socotea maestru, nu considera pe nimeni discipol al lui. Teoria lui era aparent foarte simplă, pentru el chiar era simplă, pentru că el înțelesese ce trebuia să înțeleagă și ce ar trebui și noi să înțelegem vreodată, dacă o să fim în stare, dacă o să fim capabili, să fim suficient de serioși în a cerceta acest lucru și în a înțelege, de fapt, ce vrea să spun această întrebare, pentru că, exact cum s-a mai menționat, nu trebuie repetată mecanic. Întrebarea la un moment dat, și de fapt ea se și pune tot timpul, doar că noi nu auzim. Noi ar trebui să conștientizăm, să auzim și să lăsăm răspunsul să vină de la sine, atunci când vom merita să-l obținem. Pentru că, de fapt, este folositor să citești niște lucruri, să citești niște texte. Este chiar o primă etapă în viața conștientizării efortului tău de a ajunge să te cunoști. A fi în preajma unui înțelept fizic sau a fi în preajma lui prin intermediul unei cărți în care s-a menționat ceea ce a spus el, pentru că de regulă oamenii mari nu scriu cărți, ci doar alții notează ceea ce au răspuns ei în anumite momente. Și este importantă și această etapă. Dar dacă nu se face efortul de a depăși această etapă, sigur, poți să acumulezi niște cunoștințe mentale, să vorbești despre ele, dar dacă
nu ai experiența suficientă, chiar și vorbind despre ele, se simte că lipsa autenticității. Această autenticitate a unui om care vorbește despre ceva, fără să aibă, având experiența necesară sau neavând-o, oamenii care o ascultă simt lucrul ăsta. De asta la el ajunsese atât de mare încât nici nu era nevoie să vorbească, pentru că prezența lui era totală. Ei, acolo la el lucrurile au stat așa. Noi încercăm să vedem ce putem face, pentru că teoria lui mie mi s-a părut, spre deosebire de alte teorii complicate, mi s-a părut logică și simplă și concisă. Și asta m-a atras pentru un moment. Sigur că metoda lui e abruptă. Nu este o metodă ușoară, așa cum am crede noi. Hai să întrebăm, hai să ne răspundem și așa mai departe. Mintea răstălmăcește foarte multe lucruri. Și dacă mintea nu este curățită sau luminată de inimă, dar inima, ca să fac să se întâmple lucrul ăsta, trebuie chiar să meriți. Și în evoluție nu se fac salturi. Nu poți să obții nici măcar un micron de evoluție dacă nu îl meriți. Deci nu sunt examene așa pe care hai să-l trecem, poate cine știe, mai să-l încurajăm. Deci eforturile pe care le faci trebuie să fie continue. Oricine din lumea asta, care a fost sau care este sau care va fi, pentru că totul se află într-un prezent continuu. Noi zicem că e trecut, o să fie viitor. Așa putem să afirmăm că viitorul nu există și trecutul e mort și ăsta e prezentul. Dar oare ăsta este prezentul? Că gata, clipa a și trecut. Ce înseamnă de fapt prezentul? Prezentul e tot până acum. În sfârșit, asta nu vreau ca să vă spun părerea mea, că fiecare o să găsească răspunsul lui. Aici e bine să mai lăsăm și acest mic mister. Dar aș putea să vă citesc doar puțin din textul care este aici scris și care de fapt face parte din prefața la această ediție, pentru că prefața de la prima a fost puțin completată, adusă la zi, actualizată, cum vreți să-i spuneți, în care am spus așa că Ramana, bine, i-am spus, poți să-i zici, știi Ramana, Ramana Maharshi, poți să-i spui cum vrei. Însă important este ceea ce este. Supranumit și înțeleptul de la Arunachala. Nu ținea conferințe, discursuri sau predici, nu pretindea nimănui să creadă în cuvintele sau în tăcerile sale, nu considera pe nimeni discipol, pentru că știa că singurul maestru este Dumnezeu. Prin simpla sa prezență, Ramana reușea să-i transforme pe cei pătrunși de tăcerea sa elocventă și de pacea care se degaja din personalitatea sa atât de impersonală. Aici, iar la fel, trebuie reflectat ce ar vrea să spună această exprimare. Prezența lui Ramana, manifestată prin învățăturile sale, va oferi prin tăcere cititorului însetat de adevăr răspunsul la întrebările sale nerostite. Maestru însuși spunea, tăcerea gurului, deja înțeleptului, a maestrului, este învățătura spirituală cea mai puternică, cea mai explozivă. Este de asemenea forma sublimă a grației. Și atunci, vedeți că am putea să vedem că noi avem tendința prin mintea noastră să creăm discriminări. Noi trebuie să ne detașăm, dar detașarea asta se face progresiv, prin eforturi mari. Dacă nu suntem dispuși să o facem, atunci, oricum, o să o facem vreodată. Ideea este că sunt două feluri de tăceri. Există tăcerea ignorantului, care tace pentru că nu știe ce să spună. El tăcând nu spune, de fapt, ceva. Și este tăcerea înțeleptului. Aceea este tăcerea lui și tăcerea tot cuprinzătoare. Deci e o diferență. Deci noi dacă acum am tăcea, nu ar însemna mare lucru. Exact. Mulțumim, doamne Elena Popescu. Doamna Simona Grația Dima, cum am menționat puțin mai devreme într-o altă intervenție, asta adus din Ramana Maharshi, cum se traduce un astfel de text? Care este specificul muncii de traducător la o traducere spirituală în general și la opera lui Ramana în mod special?
sigur, orice traducere, indiferent din ce domeniu, se bazează pe o cunoaștere din interior a subiectului. Așadar, de pildă, poezia se traduce bine de către poeții adevărați și tot așa un opus spiritual se traduce atunci când totuși intri într-o rezonanță cu materialul pe care îl ai, care ar fi mort dacă nu i-ai dat viață, dacă nu ai încercat să-l transfigurezi, prin intuiția pe care o ai. Deci este foarte important să intri în această comunicare și doar astfel, printr-o anumită fervoare pe care o ai, oricum ar fi ea, nemărturisită, deci nu neapărat declarată, poți totuși să înțelegi un spațiu care de multe ori este închis, este greu de deșifrat. Deci el nu va fi deșifrat pe calea mentală, va fi surprins prin experiența pe care ai avut-o, prin vibrația sufletului, dacă ai găsit o consonanță cu cele spuse. În privința lui Sri Ramana, aș spune că el e într-adevăr un înțelept foarte, pot să spun, și revoluționar și foarte interesant, și nu sunt vorbe gratuite, în sensul că el a călcat foarte multe reguli, dacă ne gândim, reguli care erau ale casei brahmanilor. Astfel, el a destăinuit foarte multe lucruri care erau secrete și care în mod obișnuit nu se comunicau. Dar el a considerat că poate să o facă într-un astfel de mod, încât să fie foarte accesibil, pentru că era simplificat împruchipată. Într-adevăr, cum a spus și colegul nostru Sorin Vornicescu, el se poate fi considerat ca reprezentând, desigur, învățătura Vedanta, însă ceea ce este mai interesant despre el, și am putea să remarcăm acest fapt definitoriu, el nu a debutat în această, să spun așa, autoritate, zona autorității spirituale sub influența unui maestru, pentru că la el, în cazul său, iluminarea a fost bruscă, a fost definitivă și tocmai aici este partea senzațională a sa. Au existat și poate mai există, dar au existat cu certitudine diversi conducători de mănăstiri indiene care au vrut și care au venit înspre el și au spus să accepte o inițiere tradițională, una ortodoxă. El însă a spus că nu este necesar, dar n-a spus-o chiar el, ci arătând niște pasaje în cărți, mă rog, sunt niște istorii foarte interesante, pasaje din niște cărți aduse, de un tip vârstnic care a și dispărut, mă rog, și unde se spunea că muntele acesta Arunachala, care este întruchiparea vizibilă a lui Shiva, acordă unora pe care îi alege înțelepciunea supremă. Așadar, învățătura lui, până la urmă, deci în ultima instanță, nu era una intelectuală, discursivă. Învățătura sa era tot una cu prezența sa. Și există o carte foarte frumoasă a unui specialist contemporan care trăiește chiar în India, se numește David Goldman, se numește The Power of the Presence. Este puterea prezenței. Deci el se comunica prin simpla prezență. Pentru că, de fapt, atingând stadiul realității supreme, era foarte simplu să transmită acest nivel inefabil, că de fapt este unul inefabil, celor care îl înconjurau, dacă ei erau pregătiți. Așadar, el nu s-a revendicat din Vedanta. El, a posteriori, s-a regăsit totalmente în Vedanta, care de asemenea era o întruchipare a experiențelor, a revelațiilor efective, trăite de foarte mulți înaintași. De aceea el a rezonat cu orientările religioase de pretutindeni și a găsit la fel în religia mozaică, în cea creștină, în cea musulmană, în budism. A găsit aceeași esență ultimă. Așadar, e un caz particular, nu avem timp acum să arătăm cât de revoluționar a fost în foarte multe amănunte. Chiar și faptul că permitea
neinițiaților și oricui să asculte de pildă vetele, care, în mod normal, nu era permis să fie ascultate decât de prea mari. Dar eu spuneam că acest lucru are un efect purificator. Și sunt foarte, foarte amănunte, foarte multe amănunte care arată caracterul său radical în privința spiritului. Democrația sa, dacă putem spune așa, în sensul că nu excludea pe nimeni și, exact cum a spus și doamna Liliana, nu afirma că este maestrul nicicui, nu spunea că cineva este discipolul său. Dacă ei se considerau astfel, era problema lor. Dar ei nu erau obligați să vină spre el. În schimb, spunea că pentru a-și atinge natura adevărată, preexistentă în fiecare, deci nu era o problemă de achiziție, ci dimpotrivă de curățire, a și punctat acest lucru doamna Popescu. Deci era vorba de o sacrificare a lesturilor, a rezidurilor, să spunem. Deci, în acest scop, cel care simte, sigur, ardoarea acestei căutări, este totuși necesar să efectueze o supunere totală, un abandon desăvârșit în mâna lui Dumnezeu sau a gurului, echivalentul lui Dumnezeu. Așadar, să nu primeze ego-ul, să nu primeze este bine, ci să se lase totalmente călăuzit cu acea credință supremă. Și, citind acest lucru, sigur că m-am gândit la Sfinții Ortodoxi, pe care știm, la Părinții Pustiei, care vorbeau de tăierea voii. Foarte multe lucruri sunt consonante, dacă ne gândim și citim aceste aspecte, sunt pasionante. Mulțumesc, doamna Simona Grația Dima, și aici aș face niște mici referiri pe care noi le-am mai făcut și cu referire la ISIHASP, apropo de tăierea voii și până la urmă sinele își face simțită prezența în momentul în care dispare eul. Marius, hai să-i spunem o scurtă mărturie sau un testimonial pe care eu l-am de la tine, în care spuneai: Înțeleptul de la Runaceala este una dintre cărțile mele de suflet. Este cartea care mi-a dat cele mai multe stări extatice și asta fără niciun efort. Orice om, indiferent de orientarea sa spirituală, e musai să citească această carte. Și mai făceai o referire ceva legat de Mecca, nu o dată, ci de două ori. De ce ai recomanda aceste două cărți din seria Ramana? Cine sunt eu și Înțeleptul de la Runaceala? Mi-ai luat un pic vorba din gură. Chiar vreau să punctez faptul că această carte este cartea la care am stat cel mai mult în viața asta. Deci nu e o carte, eu uneori citesc o carte pe zi. Sunt mâncător de cărți, de când mă știu. Nu poți trece peste anumite pasaje din înțelepciunea lui Ramana, pentru că, efectiv, așa cum ți-am spus, aveam stări extatice, simpla citire a cărții, stăteam câte 2-3 zile, nu mai făceam nimic, absolut, acea beție mistică cunoscută în spațiul sufi, probabil în stilul ăla eram. Dacă e să fac o altă carte, mai e o carte care îmi produce același gen de extaz și nu vine din zona mistică, aparent, vine din zona științei, să zicem, este manualul Atlasul de Anatomie. Atlasul de Anatomie, așa cum este el prezentat în vremurile moderne, în care sunt prezentate structurile omului la un nivel micro, la nivel atomic, la nivel invizibil pentru ochiul uman, atâta fascinație există în corpul uman și cel care a creat, creatorul corpului ființei umane, cu una creație, așa cum a numit-o Biblia, încât am aproape 10 atlase de anatomie de la toate editurile din România și variante în engleză și mă uit
și varianta video. Cu toate că prezintă aparent același corp, sunt viziuni și unghiuri diferite. Îmi produc o stare extatică pentru că ambele, și cartea lui Ramana, Înțeleptul de la Arunachala, și Atlasul de Anatomie, au aceea sursă, divinitatea. Vin pe același filon, pe aceeași... pe același har, puțin înțeles. Dacă ar fi să recomand cartea, din fericire nu sunt singurul care a trăit astfel de stări, citindu-i cărțile. Mesajul aparent simplu se pare că atinge atât de adânc cum puține tehnici clasice pot reuși. Așa cum discutam cea seară în emisiune la radio, nu e o carte pentru oricine. Deci, chiar dacă e o carte pe care o recomand tuturor, și recunosc eu când am citit această carte, era la începuturile căutărilor mele spirituale, eu aveam 25 de ani, majoritatea sunt în grupuri. Acum recitesc chiar cartea, o iau de la zero cu această, o să o recitesc ediția asta nouă, pentru că făcut cu alți ochi, au trecut mulți ani de atunci, aproape 15 ani, văd cu alți ochi și cu un spirit mai deschis, dacă pot să mai exprim așa. Recomand cartea pentru cei care vor, așa cum spunea și doamna, e o cale abruptă, nu e pentru oricine, e o cale spartană, e o scurtătură, dacă e să o luăm așa, se duce direct la esență, dar nu se potrivește oricui. În schimb, răspunsurile și înțelepciunea de care Ramana, pe care Ramana le-a dat tot timpul, sunt pentru oricine. Așa cum și noi ne bucurăm de mesajul Mântuitorului Nou Testament, simplu, dar atinge profunzimi unde intelectul nu poate ajunge, ci doar prin trăire. Așa și Ramana, dacă e să fac o comparație, e în aceea zonă de simplitate transformatoare. E o carte pentru toată lumea, și pentru cei care sunt la început și caută, și pentru cei care sunt la un nivel mai avansat, dacă e să spunem. Am găsit și acel pasaj, acel dialog între Ramana și un eleg. Discipolul îl întreabă cum putem realiza sinele, iar Ramana spune: al cui sine? Află singur. Discipolul: al meu, dar cine sunt eu? Ramana îi spune: află singur. Discipolul: dar nu știu cum. Iar Ramana îi spune: gândește-te cine este cel care pune întrebarea nu știu. Cine este cel care nu știe? Ce nu știe? Mi-a plăcut foarte, atât de simplu și efectiv, îți dă un reset mental și te pune pe altă linie. Într-un minut, un om de talia lui Ramana îți poate zdruncina toate convingerile, poate dogmele, atunci, exact, dogmele, da. Dogmele care sunt atât de bine rădăcinate și bine săpate cu alta. Asta e unul dintre roluri. Mulțumim, Marius Vornicescu, cu mesajul, cu îndemnul: citiți cărțile lui Ramana Maharshi. Încheiem evenimentul din această seară, prezentarea cărților din seria de autor Ramana, Înțeleptul de la Arunachala, Cine sunt eu, Imortalitate conștientă, Fii ceea ce ești. Le mulțumim invitaților noștri din această seară, care au fost alături de noi, doamna Elena Liliana Popescu, doamna Simona Grația Dima și Marius Vornicescu. Citiți cărțile, pentru că sunt convins că în această seară ați aflat lucruri foarte interesante despre opera și despre personalitatea lui Ramana Maharshi. Vă mulțumim și o seară plăcută în continuare!